mâinile așa că nu știu ce să facem. Și înainte să încep, aș vrea să știu că cei care sunteți acum în această sală, faceți parte din acei 3% din populația lumii care au reușit să se mizească. Sunteți aici, chiar dacă ați investit bani, ați decis să investiți din timpul vostru, pentru că la ora asta putea să fiți în cu totul altă parte, pentru că viața e dată vetele, vă așteaptă iubiți și iubitele cu care fiți să vorbiți. Dar voi ați ales să fiți acum aici și pentru aceasta meritați aplauzele voastre și aplauzele
Îți dai seama cu dragoste, bani, sănătate. În fiecare dintre domeniile vieții noastre, avem setat un termostat pe bona nicotoare. O să iau domeniul banilor. Să presupune că această imagine de sine pe care are fiecare dintre voi, spune, nu pot să te stingi banii de valori. E doar un exemplu. Asta înseamnă că pe domeniul financiar, termostatul tău este setat pe câștig de 1000 de euro pe lună. Ce înseamnă asta? Că dacă azi sau până la sfârșitul lunii februarie, tu câștigi 5000 de euro, în următoarele 4 luni, facie, aprilie, mai bunie de câștigatul, exact. Pentru că pe media celor 5 luni, tu trebuie să fiți pe valoarea pe care îi se face pe măsată. Invers, dacă până la finalul în februarie, tu nu te ții nimic, în martie se câștigă atât. 2000 de euro, de ce? Pentru că pe medie, tu trebuie să fiți pe valoarea pe care îi se face pe măsată. Acum 5.200 de exemple pentru că mie îmi scopă fantazie, dar fiecare poate să-și facă propria calcule. Apropo de acest termostat, să vă spun ce mi s-a întâmplat bine, în urmă cu vreo 7 ani trecut. Termostatul meu financiar pe venit era scap pe 2000 de euro pe lună. Am avut o afacere care mi-a ducea acest venit și la un moment dat a trebuit să închid afacerea pentru că aici am pierde. În luna imediat următoare, o firmă de training și consultanță mi-a revenit la mine și mi-a propus o colaborare, oferindu-mi un fel de... Exact. Această colaborare a venit exact când treceam pe criza, în toamna lui 2009. Am avut o colaborare foarte scurtă, pentru că proiectele pentru care urma să fiu alocat nu s-au mai desfășurat. Firmele s-au îngropat bugetele de primit. În noiembrie 2009 am încheiat colaborarea cu firma de primit. În decembrie 2009 n-am avut primit. În ianuarie 2010, o investiție mai veche mi-a avut un destin de pentru că pe cele două luni se ne stă negru. După care, în februarie 2010, o foarte mare firmă a venit și a făcut o funcție de management, o de unde nu va lua, și de acum am sunt curios, cine în această sală se regăsește la această... Dar uitați-vă să vă spun, nu știu ce asta să fac. De ce se întâmplă asta? Pentru că termostatul îți dictează viața. Tu doar știi. Asta pe domeniul financiar. Pe domeniul relațiilor. Ta-ra-ra-ta. La nivel mondial, o lista poate nivel mondial, la 95% din populația lumii, termostatul pe relație este setat pe relația dintre femei și bărbați este la spa. Asta e un termen tehnic pe care să-l definez cu altă ocazie. Cum se formează aceste termostate pe tot peste la aceste prezentări? Care este asta contează? După o experiență plăcută cu perechea ta, relativ repede, atragi în viața ta o experiență neplăcută. Cu cât experiența plăcută e mai intensă, cu atât experiența neplăcută e mai intensă, de ce? Pentru că tu trebuie să pici pe valoarea pe care este setat termostat. Așa că, doamnelor și domnișoarelor, așa că la copete, dacă astăzi o să vă primiți buchetul cu florile preferate, în câteva zile, foarte probabil, o să atragă în viața lui o situație în care o să spargă porțelanul o să fie de la bunica sau nu știu ceva. Da? Domnilor, dacă astăzi vă așteaptă cu cina romantică, peste câteva zile, foarte probabil, o să atragă în viața lui o situație prin care o să vă fie în urineta pe 10 milioane sau mai știu ce dispozitiv de, pe care vreau să-l folosesc. Da? Cine se recunoaște în această destine și are curaj să recunoaște?
Dar apoi de asta se întâmplă, ne împărțim în două categorii, ceva care este cumplă și ceva care este plasă. Încă o dată, de ce se întâmplă asta? Termostatul explicează viața. Tu ești un simplu simptom. Acum, dacă vă uitați în jurul vostru, vedeți foarte multe exemple de simplificare în termostat. Cine dintre voi are prieteni sau cunoștințe despre care știți că au avut o proprietate? Casă, mașină, teren și banii pe care i-au primit, sunt foarte scurti, s-au evaporat. Și timp nu mai rămas nimic din zile, da? De ce? Pentru că termostatul acestor persoane este ceva financiar pe excepționale. Da? Invers. Donald Trump, care a dat faliment de două și de fiecare dată a reușit să plătească avere. Și se întâmplă acest lucru pentru că termostatul este financiar, este dat pe exact, pe miliard. Cum schimbă voi, cunoașteți persoane care schimbă jobul în încercarea de a scăpa de colegilor, șefii autoritari, presiunea ca lucru și la următorul job dau de colegilor, șefii autoritari, presiunea la lucru. De ce? Că în acest lucru nu este setat? Da. Revenim la relații. Cât dintre voi știți persoane care au ieșit într-o relație pentru că au zis că am probleme, au intrat într-o altă relație și au avut parte de exact același tip de probleme. Cine știa să vă spun? De ce? Pentru că atunci când te duci într-o relație cu alta, îți fie lipsă cel lucru pe o stată după tine. Da? Asta se întâmplă. Deoarece termostatul explicează viața. Acum, ce faci în exercițiu? Vă rog frumos ca următoarele 30 de secunde, fiecare dintre voi, să se gândească la un domeniu al vieții voastre, să nu dați un bani de la fi care ce vreți voi, și să identificați un termostat. Da? Apoi de ce? Stai, 30 de secunde, identificați domeniul și identificați-vă termostatul. Acum. De ce se întâmplă asta? Pentru că, revin, avem această imagine internă, imagine de sine, care îți scotează termostatul pe o anumită valoare și avem termostatul pe toate domeniile vieții noastre. Apropo, îmi dau răspunsul la întrebare. Revin la imaginea de mai devreme cu faptul că, legat de faptul că, indiferent ce se întâmplă în exterior, aici sunt la întrebare constantă. E motivul pentru care nu funcționează să acționezi în plan fizic fără să începem să constate. Adică, degeaba te duci să faci un curs de investiții sau să începi la afacere, pentru că dacă te mostrați tot financiar este dat pe zero, nu o să fie asta. Degeaba te duci la un curs despre cum să vin dimineața cu micul de vânt la pat la perichea ta, pentru că dacă termostatul este setat pe relația de spatele, nu funcționează. Degeaba mergi la un curs despre Dumnezeu, prin care să înveți cum să dormi mai bine, pentru că dacă termostatul tău zice în condițiile astea economice, nu poți să vii, nu funcționează. Și atunci, problema care se pune și ajung la începutul acestei confruntări este cum se formează imaginea de sine? Cum se stechează termostatul?
Pentru că și cum se setează termostatul, o să-i spui și să setezi în favoarea ta, să proiectezi viața, nu să trăiești așa cum te duce mai. Și în momentul în care știi cum se formează termostatul și știi cum să le resetezi, viața ta ia cu totul altă viață. Cine în această sală care știe cum se setează termostatul care se schimbă? Încep scuze, vin cu aștia. Vin cu aceste încălzători extra. Așa că, aceia dintre voi care doresc să știe cum se setează termostatul și cum pot să-l folosească în favoarea lor, vă aștept cu o participare gratuită pe 26 martie la Liga Hotel, de la 11 sau de la ora 19, la un seminar care se numește Atragea Bunica în viața ta, care învățați cum să se setează termostatul. Sunt curios dacă sunt în fără persoane care deja s-au înscris. Pentru cei care nu s-au înscris, o să dau niște coli în sală să vă duceți spre numele și adresa de e-mail, pentru că o să vă primit o invitație în care vă descriu seminarul și vă primit formularul.